Dragi telespectatori, chiar dacă în acest moment nu mă vedeți în cadru, în spatele meu este o lucrare foarte importantă pentru locuitorii din satul Poiana, Comuna Livezi. Suntem aici și ne bucurăm invitației dumneavoastră, domnule primar, pentru că într-adevăr am văzut o lucrare de foarte bună calitate și pentru cei care ne privesc să ne dați câteva detalii despre acest proiect. Bună ziua și bine ați venit în localitatea noastră, în Comuna Livezi, în speță în satul Poiana, un sat din Livezi. Sunt foarte mulți tineri care lucrează în străinătate, dar vin cu bani acasă, vin și îi construiesc acasă. Da. Iată, de această dată era necesară reabilitarea acestei școli, pentru că tot la tineri ne gândim și la cei mici, nu? E vorba de școala gimnazială care trebuia să fie reabilitată, pusă într-o nouă lumină constructivă și cu această ocazie chiar vă spun că mă bucur foarte mult că am văzut, chiar dacă vizita noastră a fost inopinată, am găsit constructorul aici la fața locului și oamenii care lucrează. Deși e căldură afară, dar e frumos, îți crește inima când vezi că se muncește și se face treabă de bună calitate. Da, într-adevăr, după cum bine a spus dumneavoastră, constructorul, am reușit să avem un constructor care se ține de treabă. Eu sunt de 2-3 ori pe zi în șantier, urmăresc lucrările și vă spun că ei își fac treaba. Și datorită faptului că suntem, timpul se comprimă, ei cred că de multe ori găsesc și în afara orei de program, lucrează cu simț de răspundere și eu stau tot timpul lângă ei. Când ați luat decizia în Consiliul Local pentru acest proiect? Mai bine spus, când ați depus, bănuiesc că dumneavoastră ați fost inițiatorul acestui proiect. Eu știam că la școala Poiana lucrurile nu sunt tocmai ok, tocmai bune. Vă spun că în ședința din luna iunie a Consiliului Local am ieșit și în fața Consiliului Local și am spus că acolo trebuie făcut ceva, indiferent de nu știu, problemele financiare sau așa, trebuie să găsim soluții ca această școală să fie adusă la niște standarde, zic eu, standarde normale și corecte, ca atât elevii cât și profesorii să-și poată desfășura activitatea în această instituție. Pe lângă reabilitarea propriu-zisă, am văzut în proiectul dumneavoastră, e vorba și de dotări, e vorba și de grupuri sanitare, deci iată o lucrare, putem spune, completă, care să aducă la viață acest obiectiv și care, sigur, are ca scop principal aducerea în prim plan a unor condiții foarte bune pentru copiii care vin aici la școală. Care a fost valoarea proiectului? Deci, este, într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, este o lucrare complexă, dar este în prima fază. Deci am încercat ca în prima fază a lucrării să reușim să facem fațada școlii, care era lăsată prin anii 2007-2008, rămasă așa neterminată și într-un stadiu de degradare avansată a acestor. A trebuit să înlocuim o anumită parte a izolației, partea laterală, o parte din partea dreaptă a construcției chiar nu a fost pusă izolația la momentul ăla. Vorbim de aproape 5 miliarde lei vechi, 4 miliarde, este, dacă 400, așa, 498.000 de lei. Vorbim de fațadă și grupuri sanitare. Deci grupurile... Când a început această lucrare? Deci dacă vă pot spune așa, de săptămâna trecută ați vorbit cu constructorul cam în cât timp va fi dată în folosință? Știu că de obicei constructorii mai întârzie cu lucrările, dar bănuiesc că aici, din câte am văzut eu, munca de șantier e bine organizată. Sperăm că se vor încadra în termen, nu? Așa ne-a promis și constructorul. Da. Tot timpul șeful acestei echipe este în teren, colaborăm tot timpul, ținem aproape, vedem lucrările. Cum avansează așa, crescând cu ochii așa. Da, timpul este și comprimat, dar nu căutăm să evităm calitatea. Deci chiar dacă suntem forțați de timp, nu neglijăm calitatea lucrărilor și văd că până în momentul de față constructorul este ok și toate lucrurile merg conform planului. Da, deocamdată o să ne oprim aici, domnul primar, cu promisiunea când va fi gata lucrarea să mai venim încă o dată să le prezentăm atât telespectatorilor noștri cât și locuitorilor din Comuna Livezi când va fi dat în folosință acest obiectiv reabilitat, dotat, aranjat și dacă mai aveți ceva de completat, dacă mai aveți în proiectele dumneavoastră și alte asemenea lucrări în cadrul Comunei Livezi în anul acesta și în anul care urmează. Da, de completat ar fi multe lucruri, dar nu aș vrea să trecem fără a mulțumi Consiliul Local, care au înțeles, deci consilierii au înțeles că această lucrare este de necesitate, de o urgență la care nu mai putea fi amânată, nu mai puteam lăsa un an, doi sau nu știu cât această lucrare. Eu sper că după începerea anului școlar, când începe anul școlar, să putem să inaugurăm și aceste lucrări, grupurile și fațada, iar în continuare să reparăm și sălile de clasă, că și acolo sunt probleme și trebuie să făcute conform normelor. Vă mulțumim foarte mult, domnule primar. A fost lângă noi Sorin Ichim, un prieten al televiziunii noastre, un gospodar al Comunei Livezi și avem toată încrederea, având în față deschiderea pe care o are atât primarul cât și Consiliul Local, că acest tip de lucrări vor fi cât mai multe în Comuna Livezi. Până data viitoare, Eugen Ungureanu vă spune, rămâneți împreună cu noi, pentru că noi vă aducem știrile din județul Bacău în casele dumneavoastră. Domnule primar, încă o dată mulțumiri pentru... Eu vă mulțumesc că dumneavoastră ați onorat invitația noastră și vă mai așteptăm pe șantiere din Comuna Livezi. Cu mare drag. Da, mulțumesc.